Radu Mazere a ajuns în România. Exprimarul Constanței a fost adus cu un avion din Madagascar de o escortă a poliției. Patru polițiști români au fost la Antanarivo, de unde l-au preluat pe Radu Mazere, punând în aplicare un mandat de extradare. Fostul primar a părăsit insula după miezul nopții și a avut o escală de șase ore la Paris. În avion, el a stat pe ultimele locuri la geam, separat de ceilalți pasageri, conform procedurii. Aeronava Tarom cu fostul Edil la bord s-a învârtit deasupra orașului Râmnicu-Vâlcea și nu a aterizat la ora stabilită pe aeroportul Otopeni, potrivit flight radar. Ocolul a fost făcut din cauza unei furtuni puternice. În jurul orei 20.35, Radu Mazere a fost preluat de pe pistă de o mașină a poliției de frontieră și a fost dus direct la penitenciarul Rahova. El va sta acolo 21 de zile în carantină până vor decide autoritățile unde va fi transferat și în ce regim își va ispăși pe deapsa. Radu Mazere are de executat 9 ani de închisoare pentru că a retrocedat ilegal mai multe terenuri de pe litoral. Exedilul a fost arestat în Madagascar în urmă cu două săptămâni după ce a depus o cerere de prelungire a vizei sale de ședere în țara africană. El fusese dat în urmărire internațională prin Interpol. Radu Mazări a fugit în Madagascar la finalul anului 2017.